Salutare! Bine ați venit la... Mi-am făcut și script dinainte, ca să știți. Bine ați venit la Sibiu Web Meetup, ediția cu numărul 18. Eu sunt Ștefan, hostul vostru în seara asta. Astăzi l-avem invitat pe Horațiu Răduțiu, care este full stack developer și founder la Hawking. Tema din seara asta e cum putem să dezvoltăm un startup cu React și cu Django. După meetup o să publicăm registrarea meetup-ului pe canalul de YouTube, unde vă invit să dați like, share, subscribe, dacă vreți, nu e obligatoriu. Așa, și dacă aveți întrebări, sugestii sau vreți doar să povestim, pe mine mă găsiți cam peste tot pe social media și Sibiu Web Meetup, la fel, pe toate canalele de social media, ne găsiți cu handle-ul simplu. Cam atât am avut de spus, așa că o să-i predau cuvântul lui Horațiu. Super, mersi frumos! Salutare și din partea mea la toată lumea! Eu am fost invitat aici de către Ștefan azi. Mulțumesc încă o dată, Ștefan, ca și speaker la acest web meetup. Și cred că plăcerea e totuși de partea mea, întrucât despre ceea ce o să povestesc azi mă cam pasionează și mă definește așa. Mă bucur că aveam oportunitatea să povestim despre astfel de chestii. Interesul meu azi e să împărtășesc ce a funcționat pentru mine în ultimii 2 ani, de ce a funcționat și cum, dar nu doar așa ca să mă aflu în treabă și spunând astea, ci sunt curios cum vedeți voi lucrurile acestea din punctul vostru de vedere. În majoritatea de aici suntem persoane tehnice, sper să mă contraziceți cât mai mulți și sau să-mi spuneți părerile voastre, alternativele care au funcționat pentru voi. Deci, feel free să mă interrupeți oricând, fiindcă abia aștept să învăț și eu de la voi și să vă ascult opiniile. No, bun, în primul rând să mă prezint și eu un pic. Eu sunt Orațiu, sunt student în al treilea UBB Informatică Limba Germană. Pasiunea asta pentru programat m-a cam ales ea pe mine. Eu eram așa mai mult cu matematica, înainte să descoper programarea și odată ce am descoperit-o, mi-am dat seama că poți avea un impact fain asupra lumii, așa că here I am. Nu m-a anunțat nimeni însă că urmează să-mi petrec zilnic majoritatea timpului la calculator, inclusiv în zilele libere și că toată personalitatea mea o să se bazeze în jurul la chestiile astea și cel mai important e că îmi și face plăcere. Pe lângă faptul că sunt student, lucrez și în domeniu ca și full stack developer la o firmă din Cluj-Napoca, GEP. Salutare la colegii mei de la GEP, dacă e cineva care urmărește. Iar în timpul meu liber, evident că trebuia să-mi găsesc alt hobby ca să mă mai relaxez și eu de la atâta contact cu calculatoarele, așa că am ales să mă dedic unui startup alături de alți trei colegi de-ai mei, Cristian, Ștefan și Rareș. Cei drept pe la școală și mai ales la universitate am început să scriu așa primele linii de cod mai serioase, dar sincer să vă spun, cel mai mult am învățat de unul singur, că la fel ca și toată lumea, am fost mereu pasionat așa de chestii, de ce funcționează lucrurile așa cum funcționează, sigur trebuie să meargă așa, dacă da, de ce da, dacă nu, de ce nu. Chestiile astea existențiale fac parte din viața mea. Mi-am găsit refugiu în epoca asta digitalizării, deoarece există destule probleme care abia așteaptă să fie rezolvate și lucruri interesante de făcut. Da, păi se zice că pentru o viață sănătoasă, din punct de vedere psihic, e bine să nu ne dedicăm neapărat unui scop și mai mult unei misiuni, așa ca să rămânem motivați și să putem face o treabă serioasă. Am stat și m-am tot gândit ce putem face cu viața noastră și am ajuns la concluzia că a te dedica, de exemplu, misiunii de a coloniza spațiul și a construi un imperiu intergalactic e un motiv destul de bun și nobil de a ne trezi dimineața. Până să ajungem totuși să facem astea, îmi place să mă trezesc dimineața cu gândul că poate cineva undeva beneficiază de ce a făcut de mine și are o zi cu, nu știu, 1% mai bună din cauza mea. Că e vorba de o aplicație, un website sau o prezentare de genul ăsta care sper și poate că motivează pe cineva sau rămâne cu ceva în urma aceasta, oricât de mic este, care are un impact pozitiv, eu sunt mulțumit și asta mă motivează și mă lasă așa să pun noaptea capul liniștit pe pernă. Apoi aventura asta de a construi un imperiu intergalactic poate începe în mai multe moduri. Mi se pare că programarea e un start destul de bun. Cred că toată trecerea asta de la pasiunea pentru matematică la pasiunea pentru programare am făcut-o din cauza că cu programarea poți face lucruri pe care le poți măsura și vedea în timp relativ scurt. Acum să zicem că suntem la început de drum, vrem să facem ceva, știm unde să începem, dar nu știm cu ce să începem, ce facem. Cred că toți începem la fel, mai mult sau mai puțin, poate deja avem un limbaj de programare pe care știam cât de cât, un C++ din liceu sau ceva, dar la un moment dat toți am căutat pe Google care e cel mai bun limbaj de programare de învățat. Din punctul meu de vedere, asta e o întrebare care nu o să aibă niciodată un răspuns corect. Probabil răspunsul corect e influențat de faptul că asta e tehnologia preferată a persoanei respective. În realitate, nici nu cred că ar trebui să punem problema de care e cel mai bun limbaj de programare. Mai mult ar trebui să măsurăm limbajul în sensul de cu ce limbaj pot să obțin cel mai rapid ceea ce vreau sau
în ce limbaj pot lucra cel mai eficient, raportat așa la timp și calitate, evident. Deci aș zice că e destul de subiectivă treaba. Am povestit de faptul că ne alegem uneltele de programat potrivite cu un scop. În cazul meu, de exemplu, scopul a fost ca să creez ceva. Eram la o petrecere cu cei trei prieteni de-ai mei, unde am stabilit împreună că ar fi o experiență plăcută și amuzantă participarea la un hackathon, care avea de gând să se țină următoarea săptămână. Lumea a fost de acord că de ce nu, voiam să facem ceva împreună doar de dragul de a lucra la ceva și poate mai avem și niște succes. Nu știam exact ce vrem să facem, știam doar că vrem să facem ceva util, să fie distractiv și am convenit că sună destul de interesant să povestești cu anumite personalități populare, Stephen Hawking, Elon Musk, etc. Și am mers pe ideea asta. Așa s-a născut ideea din spatele de la Hawking Chatbot. Inițial nu știam că vrem să facem neapărat un chatbot, dar după un număr de procese așa de validare și de testare, am ajuns la concluzia că putem construi chatbots dinamic, care să imite diverse personalități și pe care să-i integrezi pe un website foarte ușor. Deoarece se vorbește cu chatbots e de obicei destul de plictisitor, noi încercăm prin Hawking să îmbunătățim procesul ăsta, să-l facem util și distractiv în același timp. Deci, în momentul de față, știam ce vrem să facem, ne mai rămâne întrebarea existențială de cum putem să ne aducem ideea asta la viață și să o putem întreține. Deci, cu ce începem? Ce mă oprește să scriu codul în machine sau în bytecode, tot programarea și aia? Am avut ocazia și oportunitatea să lucrez cu mai multe limbaje de programare și framework-uri, Java, .NET, Angular, Vanilla, JavaScript și așa mai departe. În afară de opiniile personale și stilul personal de a scrie cod, nu cred că există ceva care să chiar facă diferența între limbaje, dar după cum s-a văzut și în titlul prezentării, cred că ați intuit așa că sunt un entuziast așa de React și Django. Deci, de ce React? Aș spune că de ce te-ai chinuit să înveți să folosești React, dar ar fi cam ciudată întrebarea întrucât să înveți și să folosești React e incredibil de simplu. Pe lângă avantajele pe care le-am enumerat aici, really powerful, fast, scalable, simple și a treia chestie pe care am menționat-o face cu adevărat diferență, așa numea asta cu great developer experience. Cum am spus, am avut ocazia să experimentez și cu alte tehnologii, dar niciuna nu am simțit că e așa distractiv să scrii cod precum e în React. Atunci când e distractiv să scrii cod, o faci din plăcere, ești eficient, deci o să cam meargă treaba cum trebuie. Iar asta e, cred că, primul avantaj pe care l-aș menționa pentru a folosi React. Cred că nu, suntem cu toți de acord că e și unul dintre cele mai populare libraries de JavaScript. Există framework-uri super faine peste care se integrează, cu care poți să-ți faci, de exemplu, toată aplicația full stack, Next.js, de exemplu, și e nice, așa to work cu hooks and stuff. Deci am stabilit că React e frumos și că e ce trebuie și că poți face cam orice cu el, dar nu doar cu React singur. Știm toți că un proiect de React nu e doar React, ci o adunătură de o grămadă de chestii. Spre exemplu, noi la Hawking am început frumos cu un proiect simplu de React. În proiect avem utilizatori și tot felul de entități de care ne folosim în toate componentele. Iar ca să-l citez acum și pe colegul meu și între cofondatorii Hawking Cristian, atunci când nu știi în ce fișier să declari o variabilă pe care o folosești mai multe locuri, locul ei de obicei în state-ul din Redux. Deci am introdus și Redux în proiect. Evident că am avut nevoie de o bază de date și un sistem de autentificare, precum și cloud de hostare, așa că am integrat și Firebase. Și nici să reinventăm roata nu ne prea place, așa că am adăugat și Chakra UI, ca și front-end library pe care l-am folosit în tot proiectul. Da, aici avem un screenshot de cam cum arată așa codul de React. Pentru cei care nu sunt foarte familiari, în React e un good practice să scriem componente cât mai multe, cât mai specifice, care să fie folosibile în cât mai multe locuri. Aici avem așa un exemplu de store de Redux, în care putem să managem un state global în toată aplicația. După cum am zis, salvăm state-urile globale pe care le folosim mai multe locuri și o să fie accesibile de peste tot. Aici interfața de la Firebase e foarte intuitivă. În partea din stângă e un panou de unde poți să gestionezi tot proiectul, hosting, cloud functions, baza de date, autentificarea, totul se poate gestiona de aici din platforma asta de la Firebase. Și aici tot așa un screenshot în care arată așa cum se folosește Chakra UI, library-ul despre care ziceam. Se importă niște componente predefinite care sunt deja făcute responsive și sunt pregătite pentru a intra în utilizare. Avem chestiile astea, nu trebuie să ne batem capul să dăm nume la componente, ci folosim aici direct CSS-ul și avem proprietățile astea aici. Da. Acestea au fost așa chestiile main pe care le-am folosit noi la Hawking, unde
Am implementat platforma de gestionare împreună cu pagina de prezentare a chatbotului și cu care nu cred că există proiect care să nu fie dus până la capăt și mai ales să fie distractiv de implementat, simplu de făcut, sustenabil, productiv, eficient, oricum vreți să-i spuneți. Evident, sunt conștient că există și alternative pentru alte framework-uri. În cazul ăsta, în care am avut de făcut o platformă cu un landing page, nici nu e cine știe ce avantaje ne reacție față de alt framework sau alt limbaj de programare cu care altcineva e și mai confortabil și lucrează mai eficient. Însă, pentru startup-ul nostru, am avut nevoie un pic de mai multe chestii decât de o simplă platformă. Asta e Hawking Chatbot Component, e de fapt ceea ce oferim noi. Acesta este chatbotul care la un copy-paste distanță de a te integra pe orice tip de website. Am stat un pic să ne gândim cam cum ar trebui să funcționeze asta. Aveam nevoie de ceva care să fie simplu de integrat în orice fel de proiect de web. Nu puteam să ne limităm componenta pentru un anumit limbaj de programare sau doar pentru un anumit număr de website-uri făcute cu o anume tehnologie. Și ăsta a fost momentul în care am aflat de Webpack. Webpack-ul ăsta ne-a ajutat să nu depindem de nicio tehnologie și niciun limbaj de programare decât pur JavaScript care cam rulează în orice browser. Procesul să scriem în Webpack a fost chiar smooth, întrucât am creat un proiect nou de React, unde am scris cod obișnuit. La final am făcut un bundle file, un fișier de JavaScript pur în care s-a asamblat codul nostru de React și am reușit să-l urcăm într-un cloud de unde e servit pentru toată lumea printr-un simplu tag de script care injectează codul în pagină. Pe lângă faptul că e extrem de ușor de utilizat și development-ul e foarte plăcut din cauza la React, avem și avantajul că odată ce ai introdus script tag-ul în pagină, care îți încarcă codul în proiect, nu mai trebuie să-i faci nimic, mereu când se încarcă componenta o să-și ia cea mai nouă versiune din cloud și nu o să fii nevoit să-i faci vreun update manual niciodată, pentru că mereu o să-și ia cea mai nouă versiune la fiecare refresh. Trecem mai departe. No, cum am zis, asta scriem cod obișnuit de React. Iar la final, atunci când facem build-ul cu Webpack, se va genera un astfel de fișier care arată cam aici așa, un fișier de JavaScript unde codul e uglified, variabilele sunt redenumite ca să fie cât mai secure și să nu se deducă logica din cod. Partea asta o să fie injectată în tag-ul de script și codul o să ruleze în pagină. Asta e așa un fel de plugin. Cam așa. Trecem mai departe. A venit și vremea să facem un mobile app. Cred că e un lucru inevitabil, cam pentru orice startup, pentru orice startup sau orice proiect, mai devreme sau mai târziu ai nevoie de un mobile app. Și evident că ne-am apucat să implementăm două app-uri diferite, unul în Swift și unul în Kotlin, având în vedere că oricum aveam de făcut un app simplu în care să gestionăm conversațiile utilizatorilor, să trimitem notificări și să putem vorbi live cu utilizatorii. Asta clar nu s-a întâmplat. Având deja avantajul că știam React, pasul spre React Native a fost foarte mic, am făcut un efort minim ca să ne apucăm să dezvoltăm și o aplicație de mobile. Faptul că am lucrat cu React Native și cu Expo mi-a ajutat foarte mult. Implementarea și a sistemului de notificări a fost floare la ureche și majoritatea conexiunilor către endpoint-uri tot așa erau deja scrise în componentă pentru chatbot, tot în React, deci no, am refolosit o grămadă de cod. Generarea de bundles pentru iOS și Android din nou a fost gestionată de către Expo. No, de obicei bătai un pic așa de cap ca să faci bundle-urile, să le asamblezi, să le trimiți pentru Google Play și pe App Store, dar folosind React Native asta ne-a ajutat foarte mult, că au fost handle-uite de ei. No, nici nu îmi imaginez așa cât ne-ar fi luat să facem chestiile astea în limbaje native pentru ambele sisteme de operare. Probabil că le-am fi rezolvat până la urmă, dar aveam de făcut un learning curve și de lucrat dublu. Trebuia să învățăm Swift, trebuia să adaptăm după aia și să învățăm și Kotlin. Trebuia să facem design-ul să fie la fel și nu ar fi fost muncă dublă și faptul că am lucrat cu React Native ne-a ajutat foarte mult. Deci, cred că și dacă nu, adică și dacă nu vreți să faceți cross-platform, tot aș alege React Native pentru că te ajută și cunoștințele de pe web și noi și fine development, așa e distractiv. Aici avem un exemplu de cod în React Native. Cum am menționat, e foarte asemănător cu codul de React Classic. Tot JavaScript se folosește, singura diferență apare la rutarea prin proiect, fiindcă nu o să avem URL-uri și trebuie să facem Stack Navigator, în loc de div-uri o să avem view-uri și în loc de paragraf o să avem texte și așa mai departe, sunt foarte mici diferențe, seamănă mult cu codul de React. Bun. Deci, da, în situația mea, nu știu de ce ar fi nevoie ca să mă convingă să fac switch-ul către altceva, dar deși dacă ar exista sau aș afla de ceva nou, l-aș face, l-aș încerca, fiindcă aș fi chiar curios să văd
ce ar însemna ceva mai bun decât chestia asta. În concluzie, dacă ar fi să vă prezint niște avantaje de React sau aveți vreo idee și nu știți de unde să începeți, aș arăta așa spre React din cauza că înveți o singură dată o chestie, să faci web apps și după aia și aia cu ușurință, că nu ai destul de lejer, după care o să cam poți face de toate. Plugin-uri, mobile app-uri, tehnologia nu o să te lasă la greu sau să te limiteze în vreun fel, community support-ul foarte mare, în fiecare an apare câte ceva, câte un framework nou peste React, deci o să fie, mi se pare că așa și trebuie să fie up to date și extensibilă chestia. No, până acum am povestit numai despre frontend. Întrebarea este dacă ai nevoie măcar și de un backend când faci o aplicație. Aici eu sunt destul de curios care răspunsul la întrebarea asta. Ai destul de clasic și clar alegerea să ai un backend cam la fiecare aplicație. Am observat însă că în ultimul timp parcă e mult mai convenabil să lucrezi într-un singur repository care are și logica de UI, dar și cea de pe backend. Din nou, Firebase locuiește nevoia să mai ai și un backend, îți oferă autentificare, îți oferă bază de date, îți oferă hosting, îți oferă cloud function. Practic poți să-ți înlocuiești tot backend-ul cu Firebase și să-ți faci request-urile acolo, direct din frontend, fără să mai ai încă un hosting în altă parte, să-ți întreții backend-ul și așa. Deci, mai nou acum când încep așa o aplicație de la zero sau dacă e ceva rapid de făcut, nici nu mă mai gândesc la altă soluție de backend în afară de Firebase, unde pot să-mi păstrez toată logica de server side. Ar mai fi Next.js, am lăudat așa React-ul. Next.js e un framework peste React, vine cu anumite lucruri predefinite, precum rutarea, de exemplu. Dar ce mi se pare util așa la Next.js e că poți avea un folder la care îi zice API și se pune într-un fișier de JavaScript care să se comporte ca niște endpoint-uri. Și practic o să ai un backend de Node.js într-un proiect de React și la asta zice Next.js. Desigur că mai sunt și alte avantaje, dar asta mi se pare unul dintre cele mai faine, că ai full stack application direct în același proiect, dai deploy odată, l-ai peste tot, nu mai depinzi de nimic, nici măcar cât depindeam în cazul în care foloseam Firebase-ul. Ok, no, cu toate opțiunile astea, în cazul nostru la Hawking și probabil și în al tău, dacă urmărești să începi un startup, tot o să fie nevoie de un backend de să facem un pic așa mai de heavy computing, unde avem de calculat niște chestii, de făcut niște treburi așa mai grele. Da, Django. Django ăsta e un framework în Python. Deja sper că v-am convins. La mine asta a fost destul când am auzit pentru prima dată că poți face logică de backend în Python. Obișnuit fiind cu C-Sharp, Java, am fost așa uimit. Majoritatea companiilor folosesc Django. E o opțiune pe care te poți baza și are un community support foarte bun. Din experiența mea cu Django, development-ul mi se pare și aici smooth. E mai mult însă decât un simplu REST framework. Poți să faci o aplicație full stack în Django, poți să implementezi și logica de front-end prin view-uri și prin diverse funcții care îți returnează și componente de UI. Mai aici un ORM care te lasă să te conectezi la orice tip de bază de date și să schimbi oricând la alta fără să modifici un query. Asta mi se pare extraordinar. Am fost în cazul în care am terminat de implementat o aplicație, am folosit o bază de date care nu era foarte eficientă și deja îmi făceam emoții că voiam să-mi eficientizez treaba asta, dar însemna să schimb la altă bază date. La faptul că am avut Django, numai după am aflat că de fapt nu mă trebuia să modific într-un fișier de configurație totuși toată baza mea de date, structura tabelelor, tot a fost migrată la baza de date pe care o voiam și puteam să merg înainte și înapoi oricând fără să modific nimic în cod. Există și alte framework-uri din Python care or să merg foarte fain și eficient. Am mai experimentat cu Flask. Flask e un pic mai simplu decât Django, e strict pentru API-uri și endpoint-uri, deci dacă vreți să faceți ceva rapid, n-am merge făcut cu Flask, dar dacă vreți să faceți ceva rapid, aș merge mai bine pe varianta asta de fast API. E ceva mult mai recent decât Flask, dacă vă plac tehnologiile moderne, în care poți face un API de la zero cu deploy în sub 10 minute, atunci fast API e soluția. Tot așa, dacă am nevoie de un proiect nou și vreau să fac ceva rapid și să fie și fain și distractiv, direct fast API, merge foarte repede și foarte fain. Dar, na, revenind la Django pentru Hawking și în cazul ăsta al nostru a fost fix ce trebuie. Aici avem un pic de cod de Django. Na, se văd cum sunt definite niște endpoint-uri. În rest e Python clasic, foarte rapid, development straightforward. Da. Asta e un cod de Flask, tot așa destul de straightforward, se vede aici.
cum atât ai nevoie ca să inițializezi în backend-uri, n-ai nevoie de nicio arhitectură, de niciun boilerplate, nimica. Îți trebuie un fișier de Python, să scrii chestia asta în el, nici măcar numai până aici, așa, până la linia asta, scrii app egal flask și gata, ai backend-ul făcut, app.route, dev, ai fac atât trebuie să facem ca să facem un backend Python. Iar asta e Fast API, nu este așa foarte asemănător cu Flask. Un avantaj din punctul meu de vedere la Flask față de, la Fast API față de Flask e deployment-ul. Știu un server de hosting la care zice Data pentru Fast API care e free și două comenzi și în terminal și gata, ai dat deja deploy la cod, zic Data init, Data deploy și API up and running. Ai acolo ceva free tier, poți să pui destul de multe request-uri, dar dacă îți request-uri mai lungi, deja de 10 secunde, atunci te limitează și trebuie să plătești, dar pentru chestii basic merge foarte bine și maintainabil și nu, e foarte, foarte fain și asta. No, la Hawking, după cum am menționat, nu, facem chatbots cu personalități. Evident că asta include să avem ceva algoritm de inteligență artificială. Atunci când ai ceva de genul făcut și ai nevoie de librării extra și storage space mai mult, proiectul devine mai complex și atunci Django e o variantă tot mai bună. Desigur, dacă e un proiect unde facem de obicei operații crud, clar, atunci aș merge pe o altă variantă, de exemplu Fast API sau chiar să nu mai fac deloc cu backend-uri. În cazul nostru avem nevoie de puterea asta de procesare ca să facem un algoritm de natural language processing și Django o să așa the way to go. Pentru un proiect de Django există site-ul ăsta pythonanywhere.com unde se oferă hosting gratis cu 500 de megabytes free storage space, deci dacă faceți aplicați de Django, e foarte lejer să-ți dați deploy acolo și stă acolo până la un free tier 100 de 500 de mega de obicei ajunge. Inițial la Hawking făceam procesarea de input-uri cu un model care folosea PyTorch. Nu era funcțional, deploy era pe Python Anywhere și tot era din punct de vedere tehnic ok. Însă am observat că modelul nu era foarte precis, ceea ce înseamnă că trebuie antrenat mult mai bine și pe mai multe date. Ia fiindcă am stabilit că nu ne prea place să reinventăm roata, am căutat niște alternative. La alternativa asta îi spune GPT-3. GPT-3 e unul dintre cei mai buni algoritmi de limbaj natural care există. A fost lansat acum 2 ani, în mai, și de atunci așa au revoluționat un pic cum vede lumea procesarea asta de limbaj natural. Am făcut un request, am vorbit cu cineva care m-a dus la altcineva și așa prin niște relații am primit acces beta la API și asta a fost. Acum na, se poate, nu mai trebuie să nu mai în beta, poți să faci un numai să faci un cont și poți să ai deja acces la API și să te conectezi la el, poți face o grămadă de chestii faine cu el. Dar în special astea de natural language processing pentru asta a fost făcut, a fost trainuit pe foarte multe cărți, pe Wikipedia, pe tot internetul a fost trainuit. No, de când am dat așa de GPT-3, asta a devenit una dintre cele mai faine chestii care mi s-au întâmplat lui Hawking și practic tot ce înseamnă Hawking e un model de GPT-3 care e fine-tunuit și care a fost adaptat ca să-l folosim în scopul nostru. No, bun. Și cred că asta am avut de zis, cam asta a fost din partea mea. Nu am vrut nici să vorbesc prea mult, sper că n-am vorbit prea repede. N-am vorbit despre mine, despre Hawking, despre React, Python, cam astea ar fi. Sper că reușesc să stârnesc interesul sau să vă motivez măcar 1% să începeți ceva nou și mai ales cu tehnologista ăsta care e holy așa pentru mine de React și Django. Asta a fost povestea despre mine și despre Hawking. Suntem încă la nivel de startup, evident că nu suntem perfecți, dar asta face parte dintr-o farmecul de a avea un startup, să vezi ce merge, să vezi ce nu merge, să încerci, să te întâlnești cu oameni, să prezinți, să zică că nu e bine, să faci mai bine. Până toate astea fac așa parte din farme. No, dacă doriți să luați sau să păstrăm legătura, ăsta e e-mailul meu și user-ul meu de pe LinkedIn, puteți da connect și să păstrăm legătura. No, păi, mulțumesc frumos pentru atenție și mulțumesc încă o dată lui Ștefan, fiindcă am fost invitat aici. Acum, bucuros dacă sunt întrebări sau Exact. chestii. Acum să vină întrebările. Da. hai că încep eu așa și după, dau eu tonul și după aceea lăsăm și pe restul ca să stârnim așa interesul. Oare ai cumva și un demo? Așa N-am scurt? pregătit N-ai pregătit nici demo? Nu-i nimic. n-am pregătit, dar pot să pun aici că doar site-ul nostru e Eram curios, știi, eram curios să vedem așa un pic cum se mișcă.
chestiile. Da, stai, tot poți să Am mai faci. încercat noi demo-uri în Am, acest exact, limitat. adevărat, adevărat. Am mai încercat demo-uri și în trecut și o failuit așa. Băi, acum ce se poate întâmpla în cel mai rău caz? Failure și aia. Da. Da, păi, ăsta e site-ul nostru pe care l-am tot arătat, despre care am tot vorbit. Aici avem un landing page, nu am făcut așa cum am zis cu Chakra UI, un pic de motivație, un pic de poveste. Ne explicăm așa cam cum funcționează, ne explicăm un pic ce oferim, oferim partea asta de chatbot cu personalități, aplicația mobilă, partea de aplicație mobilă e free, dacă aveți, de exemplu, un website și vreți să păstrați așa legătura cu clienții, puteți integra roboțelul ăsta din dreapta, o să le arăt imediat. Și no, e practic free. La planul free nu există inteligență artificială, dar pentru chat live mai cu clienții foarte bun. No, faptul că e foarte customizabil și totul e foarte adaptabil. O să un pic despre GPT-3 și ce am povestit așa despre plan, despre ce oferim și așa mai departe. Cam asta roboțelul. Odată ce l-am deschis, cred că urmează să primesc o notificare pe telefon în care zice că avem un utilizator nou pe website. Poți să începi aici să vorbești cu el. Avem și scris, avem și partea asta de apăsa pe butoane, de leading, de questions, de engagement, de partea de întreb, de grupare de întrebări. Dacă îl întrebi chestii care n-au sens sau ceva, nu o să-ți răspundă și o să încerce să-ți facă legătura cu mine în caz de față, adică cu cel care are aplicația pe mobil instalată, la fel și pe butonul ăsta de live chat. Și tot ce acum la asta o să-mi dea o notificare pe telefon și o să-mi facă request. Eu, de exemplu, pot să răspund acum pe telefonul meu la acest request. Și acum apare că vorbesc eu de fapt. Acum vin mesajele de la mine. Așa. Pot să arăt așa un pic înăuntru cum funcționează chestiile. Asta e platforma de unde facem mentenanță și unde poți să customizăm, trainuim botul și să-l personalizăm. Încerc să-mi dai niște statistici. Asta e partea de setup. Aici vedem ce în spatele lui, ce știe el să învețe. I-am dat niște contexte din care el învață și ca și cum i-a explicat cuiva ceva, el o să îți reproducă chestiile astea. Nu poți fi foarte sigur cum îți răspunde de fiecare dată că asta e inteligența artificială, dar la fel și dacă explici unei persoane ceva, nu o să-ți răspundă 100% fix ce ai zis tu, dar o să îți zică ceva asemănător. Ce avem noi fain aici e că vorbeam cu un client și zicea că bun, e fain chatbotul ăsta vostru, dar pe lângă faptul că trebuie să vă angajezi pe voi, trebuie să angajezi și pe altcineva care să trăinească robotul. Și în cazul de față, tu aici poți să dai un PDF sau niște texte, cu orice vrei tu, dai aici trainau și el o să învețe singur din contextul pe care îl oferi. Partea de grupare de întrebări, ca să se arate acolo în dreapta jos, se vedeau categoriile de întrebări și aici apar mesajele la care nu știu să răspundă, ca să știi tu să-l ții așa, să-l retrainuiești și să-l reînveți. Partea de personalizare, aici poți alege diferite personalități, deocamdată am implementat numai pentru astea trei, așa ca să vedem cum funcționează. Diferite avatare și aici e partea de cum putem customiza robotul. Tot ce aici, fiecare logo, fiecare chestie, poți să și zică mesajele tale în browser, fiecare mesaj, limba, dacă e în română, dacă e în engleză, totul vine configurat de aici. Conversații, pe lângă că poți să vezi toate conversațiile pe aplicații de mobil, se pot vedea și de aici, în meniul ăsta, unde poți să vezi cam ce vorbește toată lumea cu el. Asta cred că am vorbit eu înainte cu el, s-o salva conversațiile. Aplicații de mobil. Pe Google Play, asta de aici, de fapt puteam să merg direct de aici. Pe Google Play gratis, cam așa arată și aplicația, nu pot să fac acum share screen, dar în aplicație, dacă cam așa arată, ca să te loghezi, ai modalul ăsta, aici un cod, introduci codul și o să-ți conectezi automat la contul de pe Hawking. Poți vezi conversațiile, vezi când ai un live chat, vezi mesajele noi, poți să intervii, să scrii tu și deocamdată cam atâta poți să faci. Aceeași aplicație e available și pe iOS. Deployed și aici. Și cred că ăsta ar fi așa un demo rapid prin ce face Hawking și ce înseamnă. Am eu o curiozitate. Cum faci integrare efectiv? Să zicem că am o aplicație, știi, și în care vreau să-mi integrez chatbot-ul.
care Deci ai e. nevoie de un fișier de HTML în care vrei să pui tu codul. Se vine aici la Get Started și aici este secțiunea asta de integration. Cum se zice că integrate talking in one simple step, copy code la chestia asta, o pui într-un fișier de HTML și ai robotul. Asta trebuie să faci. Nu trebuie să faci alt setup sau nimic. Aici vezi că face, te duce la Firebase, unde am încărcat plugin-ul ăla despre care am vorbit. El face un request la Firebase și ți-l încarcă ție în pagină și ți-l pune acolo. El știe că cheia asta e ID-ul tău unic, adică e unic ca să știe pe ce chat trebuie să încarce în pagina aia, o să ia plugin de acolo, o să încarce cu toate setările, o să citească tot styling-ul pe care le-a aplicat tu și gata, asta e componenta ta, o să știe mai departe ce să facă. Ok, bun. Și ca și, să zicem, ca și eu, ca și developer, vreau să interacționez cu chatbot-ul, nu știu, vreau să îmi citesc programatic anumite chestii din, să nu știu, să zicem chat-ul, de exemplu, chat-uri mai vechi. Pot să fac asta? Adică pot să apelez, am metode de a apela... Deci, ca developer, deci nu văd de ce ai vrea să apelezi tu mesajele, dar n-am făcut endpoint-uri, dar am uitat să zic chestia asta. Tu poți să-ți extinzi chatbot-ul, este aici metoda asta de edit și aici ai varianta de form control, unde tu la fiecare mesaj răspuns poți să-ți legi un endpoint care să-ți, nu știu, să salveze la tine în bază date sau să... Ok, asta, exact, la asta mă refeream, da, ok. Da. Deci, okay. Poți să-ți implementezi chestia, e developer friendly, uite, poți să faci, zici, vrei să faci un get, un post, unde, ce body data, ce header data și aici așa la get started, zice action buttons. Dacă întorci, de exemplu, text, ăsta e textul care o să se... Dacă întorci un obiect care să aibă text, ăsta e textul care o să se pună în chatbot. Images, poți să întorci o listă de imagini, se le disprește pe rând, sau o listă de bullet list. De exemplu, ai un website și scrie ceva ce stocuri aveți. Deci e clar că nu o să hardcodezi chestia asta aici, ci o să faci un endpoint care îți face din bază date și îți aduce poze cu stocurile, de exemplu. Horatiu, dar import from CSV ai... Pentru că lumea nu o să vrea să pună întrebări acolo, o să le pună într-un CSV. Ia uite. Uite, era acolo butonul, Adrian. Nu l-am văzut. Am multe întrebări, nu știu, conversa sau ceva, Apple CSV ți le pune pe toate, dar mai fain recomand dacă asta cu întrebările merge, dar ai tu un context, nu știu, ai o firmă de scule sau ceva de, nu știu, de ciocane, habar n-am. Copiezi un text despre chestia, îl pastezi aici, dai train și o să învețe singur din chestia. Poate nici nu trebuie să-ți bați capul cu Apple from CSV dacă nu vrei. Desigur. Mi-a venit o idee. Crezi că aș putea să dau acolo toată documentația mea de la Avo, să zicem, de la produsul meu și el va ști să răspundă la întrebări? În sensul ăsta a fost gândit, ca să pui o documentație întreagă sau o descriere de website. Asta e, ăla a fost scopul. Nu ca să pui un text sau două, ci să-i dai ceva mult, el o să și-l spargă și o să învețe din chestia aia, tot robotul să fie trenuit pe baza contextului pe care îl dai tu. Să știi că o să-l încerc. Nu mint. Uite aici așa, în cazul ăsta, deși avem un limited offer, avem și un free, aia v-am stărat aici că... Da, vreau să încerc freestyle, liniștit. Da, vreau un freestyle, pentru că unde putem să facem totul împreună, să te ghidezi eu pas cu pas, să-ți arăt cum să faci totul. Da, oricum vorbim după. Dacă vii aici... Pe Let's Talk, aici poți să programezi o sesiune din asta cu mine, alegi aici când și ne întâlnim și facem. În regulă. Așa facem. Dar ce n-ați folosit GPT? Ați folosit GPT-2 înainte de GPT-3? Nu. Când exista GPT-2, nu eram așa pasionat de chestia asta. La GPT-3 am... Da. Așa. Ce costuri aveți la GPT-3? Adică... Bucur să că folosiți API-ul, nu? Da, exact. Cool, sau cum e. Pentru trainuirea robotului, atunci când dai prima dată training-ul, că avem un model de la el la care îi facem fine-tuning, pentru fiecare training avem un cost, nu știu, n-am văzut până acum să depășească 10 cenți. Pentru utilizarea lui, atunci când îi facem query, atunci e incredibil de ieftin, sub un cent. Tot timpul zice lower than 0.01. Important că... Am și o întrebare. Aveți clienți? Deocamdată am integrat robotul pe un site, zice Codex Works. Că bănuiesc că acest cost o să crească în funcție de numărul de clienți. Da, o să fie pe el. De exemplu, ăsta e un roboțel făcut de noi, aici așa pentru site-ul de Codex Works. Noi încă suntem în etapa în care chiar asta, aici vrem să ajungem, să facem rost de clienți, să putem să mergem la niște investitori, să spunem, uite, avem 10 clienți, vrem să facem încă 90, de când să avem 100, în etapa asta am ajuns să fim.
Le testăm așa. A, deci vreți să mergeți către investitori. Da, exact. Prima dată vreau să mai validăm așa un pic ideea cu niște clienți așa la care mergem one-on-one și după aia vreau să mergem la investitori. Da, așa, asta era roadmap-ul deocamdată. Da. Și după ce v-ați scuze. Te rog. Scuze, o ultimă întrebare. Aveți și un plan de marketing sau ați început deja? Da, planul de marketing e o carte de marketing pe care am citit-o și am un prieten care m-a ajutat foarte mult la marketing, care mă mai consult și care mi-a arătat așa niște șmecherii de LinkedIn. După mai am cineva care s-a oferit să mă ajute cu ceva Facebook Ads. Avem așa un pic de început. No, noi patru toți suntem persoane tehnice, niciunul nu a avut treaba cu marketingul, dar am înțeles că e mai ușor să înveți o persoană tehnică marketing decât marketing pe o persoană tehnică și sper să fie adevărat. Scuze că vă rog. Sunteți patru oameni tehnici și ați făcut un tool pentru marketing. Da. Ionia s-a urmărit. Sună bine, multă bani. Dar prețeam că n-aș știu ce vrem să facem la început. A fost așa numai for fun și acum uite unde am ajuns. Da. Adrian, vrei să spui... Mulțumim, Georgiana. Adrian, vrei să spui ceva? Vreau să întreb ce faceți cu investițiile, care sunt planurile? Dacă aveți ceva planuri concrete, nu doar dezvoltăm produsul și... Păi, dacă mai avem, de exemplu, nu știu, 10 clienți, ne-am duce la un vizitor și am cere investiții și am zice, uite, cu banii ăștia noi am putea să investim în marketing, să investim în tehnologie, să investim în noi ca să mai acaparăm 50 de clienți, nu știu. Dacă ar fi o investiție cam... Asta îmi face așa, o parte în marketing, nu știu, o parte în noi și o parte în produs. Cred că asta ar fi așa. Ok. Și în sales? Păi acolo, marketing and sales, mă gândesc că o să meargă așa. Vezi? Nu scrie în carte, marketing nu e sales. Dacă investiția aia ar însemna că n-ar mai trebui să ne ocupăm noi de marketing, cine am permite să angajăm o persoană care chiar știe să fac chestia asta și care au trecut deja prin stadiile astea prin care trecem noi acum, în care încercăm să ne spunem ideea. Deci asta ne-ar ajuta mult. Putem să ne succes, dar aș avea eu o persoană care poți să-ți o recomand, Horațiu, dacă vrei. Nu, păi orice recomandare, de asta e binevenită. Da, din experiența noastră e greu să găsești pe cineva care să facă sales sau marketingul, dar cum vrei să-l numești, dar sales mai degrabă, așa cum poți să-l faci tu, știi, că pasiunea tu o ai, tu știi despre ce este acolo, tu ești mai, știi, trebuie să, adică din ce am citit și noi și am mai vorbit cu alte persoane, like founderii trebuie să facă, să-și dea seama ce vinde de fapt și după aia să faci o rețetă, gen, și să te duci la echipa de sales și să spui, ok, trebuie să-i spui asta și asta și asta, dacă e altfel de persoană trebuie să-i spui asta, mă rog, și așa mai departe, e mai mult decât atâta, dar the hard part, like, you have to do them. Sau, da, păi, abia aștept să... Dăm de problemele alea, sincer, așa. Să fie amuzant. Da. Să fie ceva așa, ieșit din zona noastră de confort de a scrie cod. Că de multe ori avem și treaba de făcut cu marketing offer-ul și cu partea asta de sales și nu știu ce, dar mi-ar veni mult mai confortabil să scriu niște code decât să fac chestia asta. Adevărat, dar da. Ești founder acum. Ce odată ce o să fie confortabilă, să fie fain. Da. Experiența noastră a fost că nu poți să găsești pe cineva să angajezi și atâta tot. Să se ocupe el acolo, azi că scriu cod. Da, pe clar. Și asta e farmecul, așa mi se pare, asta e farmecul, să chinui ala asta. Da, succes, cine știe. Așa, sper și eu. Mai am o curiozitate. Cât timp v-a luat de la idee la a fi live? Păi, având în vedere că am participat la un hackathon, 2 zile ca să facem primul live. Îmi dai seama că nu a fost ceva foarte, foarte mult, dar aveam așa un pic de idee cam cum ar arăta. După aceea cred că primul deploy așa oficial l-am dat o lună și ceva mai târziu. După aia am mai stat un pic, am mai modificat pe local, noi am participat la Innovation Labs, un program care a durat 7 luni de zile. Da. Cam așa, odată. Anul trecut ați participat sau când anul? Da, anul trecut, exact. Și aveam workshop-uri, apoi ne ziceau idei, mai le făceam, le implementam, tot așa verificam, validam și asta dădeam deploy. Și nu, tot treaba a început în martie. Deci, ce vedeți acum, rezultatul la un an. Bănuiesc că poți să continui cu cei de acolo, că sigur au și founderi, parcă, nu founderi, investitori. Cred că poți să mergi către ei să investească.
sau să am vă pun în contact cu alții. Da, am o grămadă de numere de telefon și din astea, dar cum am zis, e mult mai fun să lucrezi un pic la program decât să dai telefonul ăsta, așa, care sunt destul de dificile, dar odată ce să fie confortabil de treaba aia. Pentru un dev, într-adevăr, da, trebuie să puneți la punct și partea asta de marketing și sales. Da, știu. Și asta, pe asta ne concentrăm acum. Acum încep așa să fac tranziția spre să încercăm să facem și marketing, nu numai cod. Alte întrebări din public. Ați pus botul la încercări dintre astea, super demo-uri, super oameni. Ați făcut un hackathon în care testați botul. Știi, de asta de fapt. E că așa, GPT-ul, da, ok, e fain, știi, când te joci cu el, bam, 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 bagi acolo, continuu textul, ce părere ai, how old are you, what do you think is the meaning of life și așa mai departe. Dar ați făcut genul chestia asta, bai, mă, să punem o documentație acolo, punem documentația de la Rails sau de la Django și pun o întrebare despre Django, că te pricep, știi, sau despre React, știi, și zic, băi, cum aș putea să rezolv o problemă în care am un loop, un feedback loop, în nu știu ce... Știi, adică niște chestii, știi, să put it through its paces, să zicem așa. Da, am tot făcut chestii de genul, am ajuns la concluzia că, na, fiind inteligența artificială, ca să facem chestiile astea pe care ai zis tu, trebuie să-l las foarte liber, să răspundă așa ca cum vrea el și să inventeze foarte mult. Făcea chestia asta așa destul de ok. M-am gândit, însă am renunțat la ideea aia pentru că, să zicem că, uite, tu ai nevoie de un chatbot din ăsta pe documentația de React. Notul trăinește acolo, dar el o să inventeze și alte chestii, o să aibă o personalitate, o să facă glume, o să fie sarcastic, știi? Și nu știu dacă îți dorești neapărat chestia asta. Și atunci ai mai limitat acum un pic să nu vorbească chiar așa lemne, cum s-ar spune, și să fie așa on point. Și dacă are un threshold în care, dacă, de exemplu, nu e foarte sigur de ce răspuns vrea să dea, mai bine să zică că nu știe decât să inventeze. Pentru că l-am testat și așa, și veneau oamenii și întrebau tot felul de prostii și nu aia ce să facă, răspundea înapoi. Da. Păi, to be honest, știi, pe mine nu mă interesează cum îmi răspunde atât timp cât îmi rezolvă problema, știi? Și de fapt, cred că asta e toată faza, știi? Asta ar fi, cred că, cel mai bun demo, apropo de vânzări și nu știu ce. Când te duci și vrei să faci vânzări la, nu știu, te duci la zidul, la GCAD, whatever, te duci și baci acolo documentația, știi? Sau baci și zici, uite, întreabă-l tu acum ceva, orice vrei tu, în timpul sales call-ului, întreabă-l tu pe botul ăsta ce părere are despre GCAD sau nu știu ce chestie, știi? Și vezi ce răspunde, știi? Asta ar fi, mi se pare, demo-ul ultra suprem, știi? Da. Să te duci acolo cu botul făcut, știi? Evident, știu că e dificil să știe toate. Acum, inițial a fost foarte liber, că inițial nici nu vreau să facem chat, vreau numai să povestim așa random cu Stephen Hawking. După l-am făcut foarte liber pentru chestia asta, apoi l-am limitat, ca și acum, și acum iară simți așa că lumea, de fapt, uite, își dorește chestia să fie amuzant, nu vrea să fie perfect, vrea să fie bun, adică nici măcar nu vrea să fie bun, decât să nu-și dea neapărat seama că un robot, chiar dacă ar fi un asistent mai prost, dar măcar e amuzant sau, știi? Deci, da, sunt unii care își doresc, dar de fapt e care faza, că, sau cum mi se pare mie, că sunt foarte mulți boți out there, știi? Da. Și unii sunt relativ inteligenți așa sau nu știu. Da, sau mă rog, sunt și witty, știi? Ideea este că, na, cum, how do you stand out? How are you standing out, știi? În toată marea asta. Da. Păi, uite, asta tot testăm acum. Nu știu, mă gândeam eventual să-l facem programabil, să zici cât de amuzant vrei să fie, cât de tare vrei să se lasă, să răspundă și să lași cât mai liber. Asta, uite, asta testăm acum. În ultimul timp am văzut că mai intra lumea și mi se tot a prins telefonul, că primesc notificări și văd așa cam ce le întreabă și știu în cam ce direcție să o iau, dar trebuie tot așa, testare, validare și mergi mai departe. Eu am întrebat câți ani are, să știi. Apropo de asta, uite, o chestie, am folosit și eu odată un chatbot și chiar ne-a ajutat la o chestie, că eram într-un startup de e-commerce și și lumea întreba despre stadiul comenzii, știi? Și noi am putut să legăm relativ ușor, știi, faptul că toate întrebările astea, care e comanda mea, care e stadiul, nu știu ce, să legăm de API-ul nostru și să răspundem efectiv cu informații, știi? Se poate face și la voi asta? Da, asta tocmai ce am arătat acolo în platformă, că îți ilegi de API. Ok. Da, am înțeles că ne-a chiar ceva aia. Ok. Tu poți nici nu trebuie să-i pui neapărat aici, știi? Tu poți numai să-i pui niște întrebări generice. Caută-mi, te rog,
produsele roșii, nu știu ce, și el știe direct la cei care se ducă și îți aduce și face în real time. Și tu poți să-ți implementezi să faci orice vrei tu, uite, nu numai că numai să răspundă la get request-uri, poți să și faci navigare, că știi că aici faci link și când îți răspunde la întrebare, te duce într-o parte, acolo ți se deschide altfel, acolo execută alt request, îți vine mesajul la inițial, știi? Poți să faci foarte multe chestii cu el. Nu, dar asta e că dacă pun care e statusul comenzii și pun numărul comenzii. Da, poți face asta. Tu îi zici, vezi că vreau să vezi ce înseamnă o comandă. Îți va zice, te rog, introdu-mi numărul comenzii. Te rog, introdu-mi numele tău. După ați implementezi logica pe backend. Bă, mi-a dat comanda aia, mi-a dat numele, înseamnă că el îi întorc înapoi comandă. Ok. N-am înțeles. Deci poate să trimită, poate să ia input, să trimită mai departe la un endpoint și să răspundă din endpoint-ul logat. Exact. Aici ai amestec aici, că poți să-ți întoarcă text. Poți să-ți întorci imagini sau poți să întorci o listă de chestii sau orice, nu știu ce mai implementăm aici, orice poți să facă. My bad, n-am fost atent, adică am urmărit, dar nu cu mintea, se pare, scuze. Da, foarte tare, bravo. Da. Am și eu vreo trei chestii la care mă gândesc când vine vorba de un chatbot. La opțiunea de a avea o sumarizare a discuției dintr-un chatroom, da. Nu știu dacă ai o serie de 100 de mesaje, ar fi super cool dacă ai avea o sumarizare. Am văzut la ceva coleg din firmă care a făcut chestia asta. Să nu mai stai să citești tot flow-ul ăla de mesaje. Integrarea cu lumea IoT, device-ul de tot felul, până la, nu știu, controlul becurilor din casă, direct din chatroom, eventual cu comandă vocală, dacă se poate. Și totodată integrarea cu, nu știu, software deja existente, cu Teams, cu Slack, cu chestii de genul ăsta. La asta cu sumarizarea mesajelor, din ce nu ne-am gândit. Probabil, dar asta cu Slack-ul și cu Teams-ul, asta... E o chestie pe care ar fi interesant să o facem, să-l integrezi. Acum vezi că se face plugin de JavaScript și îl pui în website-uri, dar mi-ar plăcea așa să fie și pe WhatsApp și Messenger bot și chestii de genul, dar asta tot așa, uite, de a avea așa nevoie ca de investiție, ca să facem research-ul ăsta, să luăm pe cineva care să ocupă numai de chestia asta, să ne extindem, știi, să facem toate extensiile astea. Dar asta cu să-l putem livra pe mai multe locuri chiar mi-ar plăcea. Chiar ar fi ceva așa de viitor. Alexa. Da, ar fi, cred că, niște selling point-uri ca lumea, că chatbots mai sunt peste tot și trebuie să ieși în evidență cu feature-uri extra. Mai, prin ce încercăm noi să ieșim așa în evidență, cel mai important e faptul că o să încercăm să nu se păcălească, dar să-ți dea impresia că e mai personalizat așa conversația, că e un semi-operator uman acolo. Asta ar fi, dacă ar fi să te chiar păcălească pentru un anumit moment sau să te întrebi, măcar, bă, ăsta e robot sau om, cam asta am urmărit noi, știi? Citiți așa statistici din astea și la oameni nu le prea place să vorbească așa cu roboții, dar dacă nu își dau seama sau dacă e el destul de capabil și competent să răspundă, atunci ar fi super fain. Și mi se pare că asta e problema așa la chatbotii din ziua de azi. Păi cred că poți începe prin a schimba imaginea de profil cu desenul ăla, să pui o poză, știi? Păi, asta e prima chestie. Da, uite, ai văzut aici că, de exemplu, la firma asta, ei nu au vrut o personalitate, eu și-au avut eu un avantaj. Putem pune ce vreți voi, să-i zicem cum vrem. Încă un feature pe care am vrea să-l facem, ești așa la personalize, alegi din personalități, dar să te pui pe tine, să-ți răspunzi așa la o serie de întrebări. Bă, cum ești? Bă, fericit? Bă, răspund așa, răspunde la întrebările astea și o să-ți imite personalitatea. Aici am scris noi, vezi că trebuie să răspunzi așa, vezi că te-ai născut așa, vezi că aia, i-am dat noi background, dar să dai tu background, să-l faci ca tine. Am înțeles. Da, nu, eu zic de fix de imaginea aia care apare acolo, știi, în pătrățel. Da, să fie o persoană, știi, efectiv. Da, asta am putea să punem chiar. No, practic poți să spui ce poză vrei tu acolo, dar nu, nu le-am făcut încă chiar așa pe toate. Aici a fost o implementare extra pentru ce am făcut acolo pentru clientul ăla. Așa trebuie. Scrappy. Da. Alte întrebări din public. Aș avea eu o întrebare. Alegerea de Django pentru backend vine din faptul că lucrați cu AI, că putea să fie full stack de JavaScript, de exemplu. Putea să fie un framework peste Node.js. Da. Cum am tot menționat în prezentare, am ales Django primul motiv pentru că Django știam. Mi-a plăcut Python, am propus să facem Django și am mers mai departe pe Django. Asta a fost și acum un an și ceva și nici nu aveam așa multă experiență, nici nu știam de Next.js, nu știam că putem face așa multe chestii dintr-o singură aplicație. Știam Django, știam că se folosește, știam că se poate și am zis că why not, hai să facem pe asta.
Asta a fost motivația sinceră așa în spatele la Django. Știam că nu, dacă vrei să faci ceva cu AI, ai nevoie de Python. Acum știu și că poți face și cu JavaScript sau cu orice altceva, că numai niște endpoint-uri și niște modele pe care le trainezi și le importi. Dar în momentul ăla, așa, asta am simțit că putem face cu Django și am ales Django. Deci cumva v-a fost la îndemână că le cunoșteați atunci. Da, păi, cum am zis, dacă acolo am putut fi eficienți și știam că vrem să facem ceva, am făcut cu ce știam, nu neapărat am stat să analizăm, să... A fost unealta pe care o știam să o folosim și aia am folosit-o și uite, nu, era și, adică nu a fost ceva chiar așa far-fetched, să facem PHP pentru machine learning sau ceva. Știam că totuși se poate face cu Python și fiindcă și știam aia, am ales Django. Bravo. Foarte okay. Fain. Ok, dacă nu mai sunt alte întrebări, acum e momentul, dacă mai aveți întrebări, cât mai horați un col. Da, păi dacă apar mai târziu întrebări sau ceva, mi-am pus acolo adresa horatiu.răduțiu și nethawking.ro și pe LinkedIn, nu, Horatiu Răduțiu. O să, sau vă veniți aici așa pe strați, ne programăm la o discuție aici jos, scroll tare jos, let's talk și ne întâlnim aici. Vedeți, ăla e programul meu, 15 minute, stăm mai mult, cum vreți, putem să ne întâlnim, să mai discutăm. Adrian, ai auzit? Da, nu, facem. Bun, ok, mulțumim Horatiu pentru prezentare și pentru tot. Bine și eu încă o dată că m-ați avut aici, chiar. Da. Sper că a fost informativ pentru toată lumea. Am să pun și înregistrarea. Probabil mâine o să punem pe YouTube, deci dacă vreți să dați share la prieteni, la colegi, trebuie să, na, să știe lumea, să afle lumea despre chestii de genul ăsta, sunt chestii foarte mișto, din punctul meu de vedere cel puțin. Astea fiind spuse, următorul meetup va fi undeva în 19 mai, da? Tot online îl ținem și de data asta va fi cu domnul Adrian Marin, care este aici în call. Cu noi. Cu mine? Cu tine. Surpriză. Da, oh, ce surpriză, da. Ok, da. Ok. Hai că pregătesc. Da, poate reușim să facem ceva, așa. Sigur. Bun. Facem. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru atenție și pe data viitoare. O seară faină în continuare. Seară faină. Seară faină. Salutare. Salut. 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 Ah. Era faină, papa.